dar nu vreau să fiu un ceată. Iar eu vreau să fiu rapidă și exact așa voi fi. Eu am viteza medie, mi se pare că asta e opțiunea ideală. Wow, ce tare! Baskin Robbins e înghețata mea favorită! Nici nu cred că există în lume înghețată mai bună. Probabil că nu. Prea multă vorbărie. E timpul să ne înarmăm cu linguri și să mâncăm. Timpul se scurge, iar înghețata e doar mai delicioasă. Ce bună e! M-ai făcut curioasă, de-abia aștept să o gust eu. Mai ales că am o idee cum să mănânc foarte rapid. Trebuie mâncată pe băți, nu din găletuță. Arată grozav și e foarte comod. Wow, chiar că e o idee grozavă. Da, eu nu m-aș fi gândit la asta. Puteți să-mi mulțumiți? Se pare că a fost cam mult înghețată. Ba nu, e totul în regulă. Continuați. Dacă n-ai nevoie de ajutor, atunci e rândul meu să mănânc. Cât timp am așteptat, înghețata mea s-a cam topit, dar asta nu mă împiedică să mă bucur de gust. S-a cam topit, zi? Atunci știu cum să fac să mă bucur și eu de înghețata ta. Pentru asta am nevoie doar de un pai foarte lung. Ce bună e, mai vreau! Hei, unde e înghețata mea? Jess, nu ți-e rușine? Mie? Dar n-am făcut nimic, nu-s eu de vină. Ador pepeni verzi! Toți îi adoră! Păcat că eu trebuie să-l fac să dispară super rapid. De acord, e mai plăcut să te bucuri încet de gustul pepenelui. Apropo, eu voi mânca prima, se poate? Haide! Tare! Dar mai întâi să mă scap de sâmburi. Nu-l voi mânca cu totul. Logic, cine mănâncă sâmburii? Complet de acord. De-aia scot numai decât. Poți să o faci mai rapid? Eu deja adorm. Am terminat, nu dormit. Mai bine priviți ce delicios e pepenele ăsta suculent. E minunat. Ce bine că nu trebuie să mă grăbesc. Cât să mai așteptăm? Gata cu văicăreala, am terminat. Zec, e rândul tău. În sfârșit. Eu n-am să trag de timp. Îmi voi mânca pepenele simplu și repejor. Ce apetisant e! Incredibil! Fiecare mușcătură e magnifică! E gustos? Chiar! Am o idee vicleană! M-am săturat să văd cum mănâncă Zec. Vreau să mănânc și eu mai rapid. Ține asta! Ce mai? Asta da lovitură! Nu mă așteptam să fie așa puternică! Ești mulțumită? Acum mănâncă-ți pepenele! Incredibil, în sfârșit! De ce ronță-i coaja? E respingătoare! Cu grijă! Tot cu noiul vine spre noi! Uită-te pe unde arunci coaja! De ce urlați? Eu doar mâncam! Foarte gustos, apropo! Un borcan întreg de Nutella! Cum să mănânc? Știu! Cu ce se mănâncă Nutella de obicei? Exact! Cu pâine prăjită! Înseamnă că exact de asta am nevoie! Priviți cum voi mânca și invidiați-mă! Nu e nimic mai apetisant decât pâinea prăjită cu ceai! Dar și fără el e foarte bună! A zice chiar minunată! Chiar că arată apetisant. Cred că nu vei fi împotrivă dacă ți împrumut prăjitorul. Sigur îmi va fi de folos. Wow, și pâinea prăjită e gata. Le pot amesteca direct în gură. Nici nu m-am gândit la asta. Grozavă idee. Bineînțeles, voi ce credeți? Eu am doar idei bune!
prăjitorul e al tău. Eh, ce-aș mai vrea puțină Nutella. Ce bine că eu mai am un borcan întreg. Păi deja ați terminat pe când eu nici nu am început. Trebuie să corectăm asta. Și e mai bună decât mă așteptam. De unde este fumul? Simțiți? Miroase ars. Da, e un incendiu aici. Se pare că e foarte aproape. Prăjitorul, din el iese fum. Se pare că pâinea mea s-a cam prăjit. N-am fost atentă. Ah, incendiu! Emma, nu te teme, te sting eu! Ce ai făcut? Eram bine, nu am luat foc. A fost preventiv. What? Why? Hey, you! Orice, dar nu lămâie. E așa de acră. Imă, noi nu-i plac lămâile. Primul va mânca cel mai curajos, Zec. Eu? Bie gust. Sper să nu mi se facă rău de la atâta acru. Cârboșenie. Mi s-a strâns fața ca și cum ar dispărea de tot. Ia! Vai, îmi imaginez ce voi păți eu. E pur și simplu oribil. Am o grămadă de felii de lămâie. De ce o așa pedeapsă? Să așteptăm după Zeche o nouă provocare. Adorm. Gata, am terminat. Au fost cele mai grele minute din viața mea. Bravo! Super, bravo. Monica, acum e rândul tău să te bucuri de gustul lămâilor. Am o idee cum să fac lămâia mai puțin acră. Trebuie doar să torn sirop super dulce pe ea. Așa, creala va fi camuflată. După cum spuneam, mult mai bine. Acum nu mai e așa de acru. Asta e rău. Trebuie să facem ceva cu asta. Monica are nevoie de niște sos iute. Să vedem ce zici de așa lămâie. Ce iute e! Ar! Incendiu! Ajutor! Uf! Siropul m-a salvat! Mary, ai mai rămas doar tu! Știu, și mă voi descurca, sunt puternică și curajoasă! Ați văzut ce mușchi am? Fără prea mult efort, o voi stoarce! Eu. Așa că nu vă puneți cu Mary forțoasa. Nimic nu se pune cu mine. Nici măcar zeama de lămâie. Priviți și învățați. Vai, se pare că mi-am supraapreciat forțele. Fetelor, ați văzut ce ne așteaptă? E o grămadă de hubabuba. Ce tare! Mai rămâne doar să ne scăpăm de ambalaje. Acum le putem esteca liniștite. Gumele sunt foarte moi și dulci. Și știți de ce gumele moi sunt minunate? De ce? Spune-ne! Pentru că din ele ies cele mai tari baloane. Wow! Wow! Și chiar că e grozav! Hai să vedem ce mărime va fi! Auzit? Nu-i rău deloc! Până acum are mari șanse de câștig. Pot face unul mai mare cât ai clipi. Trebuie doar să mestec bine guma. Încet, fără grabă. Atât de încet, te-ai putea grăbi măcar un pic. Priviți cu atenție, deja vine. Așadar, măsurăm. Nu, e mai mic decât al lui Jess. Îmi pare rău, dar Emma pierde azi. Bine fie! Măcar guma e delicioasă! Acum vă voi arăta un balon adevărat! Voi ați luat câte o gumă, eu le voi mesteca pe toate deodată! Veți fi șocate! Gata? Se pare că e prea mare! Va exploda! Uite, după cum spuneam! Irar, acum sunt plină de gumă. Dar măcar v-am arătat cum trebuie să fie un balon adevărat. Ați priceput? Ili? No! Urăsc iutele! Haideți să aflăm ce porție primim.
Eu nu m-aș atinge deloc de ardei. Come on! Tare! Și se pare că nu trebuie. Am tras lozul câștigător. Oh, nu! Orice, dar nu asta! Nu există nimic mai rău! Porția mea măcar va fi mică. Asta mă bucură. Asta e pentru tine, Mary. Servește-te! Orice pentru tine. Ce faceți? Opriți-vă! Noi nu suntem de vină. Așa a decis soarta. De fapt, și Emma a primit un ardei. Vă amintesc în caz că ați uitat. Okay. Nu trebuia, Mary. Ți l-aș fi dat cu mare drag. Se pare că nu e așa de rău. Yummy. E chiar foarte comestibil. Dar de ce s-a făcut așa cald aici? Opriți căldura și dați-mi apă. Vă rog. Arr! Am scos puțin fum și mi-e mai bine. Sărăcuța, nu e bună. Sunt bine. Ba chiar pot respira din nou. Gata, ajunge cu ardeii pe azi. Ce mai, Mary? E rândul tău să-ți demonstrezi forțele. Crede-mă în tine. Pot să mănânc ardei? Vă rog, nu voi supraviețui. Nici să nu mă rugați. Refuz. E împotriva regulii, Mary. Așa nu merge. Haide, adună-te și deschide gura. Emma, bagă ardeiul. Eu țin de ea. Uite așa, bravo! Vezi? Nu-i rău deloc! Dați-mi drumul! Nu vreau să mănânc asta! Te descurci de minune! Nu trebuia să traumatizezi așa! Se pare că aveți dreptate! Ardeiul ăsta nu e iute! Oh, nu! Ceva mi urlă în stomac! Ajutor! Ar! Liniște! Adună-te și inspira adânc! Nu ajută! Doar dați-mi apă! Nu vreți? Atunci fug singură la bucătărie! Sau mai bine și mai departe ca să mă răcoresc! Trebuie să scot aburul, altfel voi exploda! Mary, întoarce-te! Vei trânti tot! Gata, ajunge! Mi se învârte capul de la atâta alergătură! Gata, mi-am tras sufletul! Vă puteți relaxa! În sfârșit a luat sfârșit! Corn dogi cu sos, sare, e ketchup, îl ador! Haideți să împărțim cartonașele! E timpul să vedem cine primește gustarea! Super, eu primesc porția mare! Virar, eu nicio frimitură nu pot gusta! Nici eu nu am vești prea bune, un singur corn dog! Haideți, mișcați-vă, am nevoie de toți corn dogii! Ia, Emma! Ah, mai că uitasem! Unul e pentru Lily! Mersi, Emma! Îl voi mânca numai decât! De ce să mai trag de timp? Wow, ce cauciucat e! Dar oricum e delicios! Înăuntru are mult cașcaval! Ce apetisant! Tare! Păcat că eu nu pot gusta! E incredibil de delicios! Ți-ar fi plăcut! Uite, înăuntru are un cremuște! Grozav! Plăcută surpriză! După mine, umplutura e înnebunitoare, iar sosul o completează perfect! Puteai să împarți cu mine, Lily! E rândul meu să gust corn dogii! Poate tu împarți cu mine, Emma? Oh, nu! Nici nu visa la asta! E așa delicios! Nu vă dau nicio bucățică! Ce spuneam? Aveați dreptate! E cea mai bună mâncare din lume! Asta da, apetit! Ar putea mânca un elefant întreg! Mulțumesc de compliment, Mary! De-aia mai bine să nu mi-apară în fața ochilor când sunt flămândă! Poate încetezi totuși arunci cu bețe în noi? Să știi că doare! Gata! Nu voi mai îngura! Îți arăt eu ție, Emma! M-ai scos din sărite! Îți dau eu un corn dog pe care îl vei ține minte! What? Unde-ai fost, Mary? Imediat vei înțelege. Emma, ți-am adus surplus. Tare, mersi! Ești o prietenă adevărată. Ia, ce mai e și asta? Nu seamănă deloc ca corn dog. Poate pentru că e o trestie? Grozav plan, Mary. Uite ce frumos! Ne putem juca! Parcă ar fi norișori! Ce haios! Să împărțim mai repede cartonașele! Tare! Viteza maximă! Iar eu viteza melcului! Se pare că Suzy are cel mai mare noroc!
Trebuie să accept ritmul mediu. Deși nu aș refuza să-mi fulec tăieții ăștia într-o secundă. Nu-i rău, dar nu-mi place. Nu mai dramatiza, Mary. Nu sunt eu de vină că am noroc. Uitați la ce m-am gândit. Pot împături tăieței într-o lipie și mânca super rapid. Îmi amintește de un burrito. Îmi place. Cine s-ar îndoi? Ești mereu mulțumită. Mă enervezi. Susie, te-ai murdărit pe față. Nu vom da atenție. Kate, haide să te ajut. Mersi, Mary. Mă tem că va fi nevoie de mult timp să înfulec totul. Wow, ce tăiețel lung! Uimitor! Sincer, mi-au obosit maxilarele. Ce face aici, Kate? Asta e altă provocare. Ce ciudată! Kate, bună! Cum ai ajuns aici? Nu mi-acordați atenție, trebuie doar să mănânc tăiețelul. Să știi că ne deranjezi. Câteodată poate fi insuportabilă. Când va lua sfârșit? Știam că va dura ceva, dar nu credeam că atât de mult. Unde m-ai condus? La gunoi? Iac! Respingător! De ce am mușcat-o? Probabil fetele au pus asta la cale. Bună, Kate! Deja te dădusem pierdută! N-am să vă iert! Mary, ți-ai cerut-o! Tăieței ăștia sunt ai tăi! Asta da întorsătură de situație. Kate, păzea, vine! Nu mă tem! Să vedem ce avem de data asta! Cred că nu-i rău deloc! De acord! În sfârșit am primit viteza maximă! Priviți ce torturi apetisante! Deja am luat o feliuță! Yum! Ce aromă! Nu mă pot abține! Cremă de cocos, preferata mea! Salivez! Grăbește-te, Susie! Și noi vrem să ne gustăm torturile! Poate nu o vom aștepta? Ai dreptate, Mary! Hai să începem! Sunt gata să-mi fulec! Ce curaj, Kate! Te murdărești toată! Se pare că nu-i pasă, deși nu arată prea manierat. Și ce? Măcar e delicios! Propun să nu o deranjăm, mă sperie! Gata, mi-am mâncat numai decât tortul. Înseamnă că am mai rămas doar eu. Ce multă cremă! Voi face plăcerea să dureze. Mă voi bucura de el fără grabă. Și să știți că îmi place. Sunt momente când nu vrei deloc să te grăbești. Noi nu avem cum înțelege, Mary, scuze. Păcat! Dar unde mi-a dispărut tortul? Eu și Kate ne-am decis să luăm o felie. Ne-am gândit că nu vei fi împotrivă. Nu-i cinstit! În sfârșit o rundă nouă. Trebuie să mănânc în ritm mediu. Iar eu în ritm rapid, tare. Iar eu din nou cu un melc. Ce ziceți de mâncare? Sincer, nu-mi place deloc broccoli. Varza asta mă deprimă. Iac, ce respingătoare! Se pare că lui Susie nu-i place mâncarea sănătoasă. Și eu înțeleg, urăsc broccoli. Fie, îmi voi imagina că e ceva delicios. De exemplu, prăjitură. Urați-mi poftă bună! Kate, asta va dura prea mult. Nu atinge, Mary, să se descurce singură. Susie are dreptate, știu ce fac. Priviți ce drăguț mi-a ieșit. Dar e oricum broccoli, gustul e același. Cred că voi adăuga niște sos de brânză și va fi mult mai bun. Arată așa frumos încât mi s-a făcut foame. N-aș refuza niște sos de brânză? Îmi place! Ți-am zis eu că mă pricep la mâncare. Păcat că nu m-ați crezut. Sper ca sosul să îmbunătățească gustul verzei. Iac! Respingător! Gata! Ajunge! Nu mai vreau! Mai bine mănânc doar sosul! Mă va ajuta să-mi treacă gustul oribil! Acum nu mai doresc deloc să gust broccoli. Dar știu cum să termin mai repede cu asta. Va fi floare la ureche să-l trag prin pai. Wow! Ca un aspirator adevărat, Mary! Tare! Mersi, Susie! Știu să surprind!
Oh, nu! Acum am gura plină de varză! Mă scuzați, nu am putut înghiți! Se întâmplă, Mary! Am făcut tot ce am putut! Oh, nu! Orice, dar nu asta! Provocarea doar ce a început, iar eu trebuie să mănânc cactusul ăsta grețos! De ce? Cu atât mai mult e și înțepător! Ce să ne facem acum? Să mănânci, oricum n-ai decât! Sau pierzi din start! Nu știam că ești așa dur, dar voi dovedi că sunt cea mai curajoasă! Mai ales că se poate curăța de ace! Pentru asta am nevoie de o pensetă! Pot să scap de ace, dar oricum e grețos! Și ce? Până și cea mai grețoasă mâncare poate fi mâncată! Mai ales ca să te bat la provocare! Iac! Și chiar că e grețos! Dar mă descurc eu! Și asta ce mai e? Pare a fi un cactus imens! Și se pare că trebuie să-l mănânci! Așa că poftă bună! De ce ești așa rea? Eh, n-am decât! Stai! Te vor înțepa în stomac! Incredibil! Kate, m-ai salvat! Orice prieten bun ar fi făcut la fel! Oare ce să facem cu lingurile? Ce vom mânca? Oh, nu! Doar nu usturoi! Trebuie să merg la întâlnire! Iar mie mi se face greață! Și mie! Ce bine că am lingura cea mică! Întrucât eu sunt cea mai curajoasă, sunt gata să mănânc prima! Sper ca mai apoi să n-am nevoie de un lighean! Ce oribil! E așa de iute și mirositor! Da, mirosul a ajuns până la mine! Da? Atunci e timpul să fiu drăguță și să-ți trimit un pupic dulce! Doar nu acum! Ești așa mirositoare și iubitoare! Sper să nu mi se facă rău de la usturoi! Mama zicea că e bun pentru sănătate! No! Sper ca prostia asta să merite! În sfârșit pot bea sânge! Vai, se pare că nu e bună! De acord, mirosul ăsta e o mare problemă! Trebuie să deschidem geamurile, altfel ne vom asfixia! Mama ta avea dreptate, usturoiul chiar salvează vieți! Mai rămâne doar să-l mănânc! Și eu am cea mai mare lingură, sigur îmi va fi rău! Stop! Pe loc! What? Înainte să încep să mănânci, eu și Emma trebuie să ne astupăm nasurile. Pentru asta avem nevoie de niște simple clame de rufe. Acum pot mânca. Ok. Prieteni, vă înțeleg, are gust de coș de gunoi și miroase la fel de rău. Mi-e cam rău! Țineți-mă! Pic! Emma nici nu știe cum să-și pună clama pe nas! Să știi că aud tot! Andy și-a primit răsplata! Wow! Tare, gumă! Cu atât mai mult preferata mea! În sfârșit pot mânca ceva bun, nu grețos! Și eu aș vrea gumă! Dar nu primești! E doar un pachet, așa că e toată a mea! Și îți voi da o lecție de făcut baloane din gumă. Crede-mă, n-ai mai văzut așa ceva? Oh, yeah. Deci te lauzi? Am cu ce-ți răspunde la asta. Să vedem ce mai zici dacă ți-a picat un dinte. Delicios! Ador Huba Buba! Au! Ce mai e și asta? Oh, nu! Doar nu am rămas fără dinte? Cum nu ți-e rușine? M-am speriat de binelea. Iar eu nu m-am speriat deloc. Și chiar acum voi mânca o gumă imensă. Wow, de ce ata e așa mare, iar eu am primit o miniatură? N-am idee, doar am noroc. Și tu sigur nu primești din guma mea. Doar privește ce imensă e. Vreau să o bag mai rapid în gură și să o mestec. Ai grijă să nu se blocheze. Ești doar geloasă. Gust... Vai! Se pare că s-a blocat! Ajută-mă! Ți-am zis eu, zgârcenia nu aduce nimic bun. Fie, te ajut! Sper ca de data asta să primim ceva delicios. De exemplu, bomboane pocnitoare. Le ador! Și eu am lingura cea mai mare. Nici ale noastre nu sunt mici. Toți adoră bomboanele pocnitoare.
Dar eu le iubesc mai mult decât oricine. Așa că dacă nu sunteți împotrivă, eu voi înfuleca prima. Îmi doresc să simt cum pocnesc. Uimitor, parcă ar fi pornit un foc de artificii. Cu grijă, nu mă stropi cu salivă. Fie, oricum e delicios. Da, mereu e o încântare. Se pot folosi la multe chestii. Yummy! Nu sunt doar delicioase, dar te și încarcă cu energie. Look! Și de ce să consum degeaba energia asta? Uite, asta e chiar că-i tare. Frumos, delicios și foarte practic. Așa mai zic și eu. Nu știam că poți face asta cu bomboane pocnitoare. Să vedem de ce mai e în stare desertul ăsta magic. Cu cât mai mult, cu atât mai haios. Deci punem cu vârf. Yummy! Ce delicios e! What? Vai, se pare că pocnește prea puternic. Cred că asta nu se va termina cu bine. Important e să nu pornim un incendiu. Ți-am zis eu că dă multă energie. Se pare că prea multă. Uimitor, ce Mentos imens. Și încă cu pepene, preferatul meu. Tare. Și eu ador Mentos. Dar eu am foarte puțin. Nu crezi că nu-i cinstit? Nu, consider că e chiar foarte corect. Doar stai și privește cum îmi voi mânca bombonelele. Poftim? Crezi că eu nu pot înfuleca primul? Floare la ureche. Gata, nu mai e. Chiar așa, nu mai e. Și nici nu mai ai ce mânca. Iar eu am o grămadă de bomboane. Privește, sunt câteva mii, dacă nu mai multe. Dar va fi mai interesant dacă le voi uni într-una imensă. Și chiar că seamănă cu un pepene. Să vedem ce se va întâmpla dacă o vom amesteca cu cola. De mult voiam să experimentez asta. Zec, vrei pepene cu cola? Desigur, dă-mi! Incredibil, se pare că videourile de pe YouTube aveau dreptate. Sunt tot luarcă de cola. Ura, KitKat, ador batoanele astea. Hey. Și eu, dar nu înțeleg. Unde e ciocolățica mea? Și eu vreau. Da, nu prea ai noroc. Chiar așa, poate vrei să împarți cu mine? Mami? Fie, întrucât suntem prieteni, nu te pot lăsa fără ciocolată. Mersi mult, nu voi uita asta niciodată. Wow! Uite și KitKat-ul meu a ajuns! Wow! Nu uita să împarți cu mine! Ții minte! Ce? Nu împart nimic! E ciocolata mea! Știi ce? Ură din partea ta! Pentru așa zgârcenie mă voi servi singură! Ține asta! Poftim! Ce crezi că faci? De ce? Oricum îl voi mânca. Da, dar pot lua jumătate. Yummy. Uite așa, deja e cinstit.